Bună! Eu n-am avut deloc chef să fac acest video, dar am găsit la clipul anterior un coment care zicea mai bagă povești că sunt preferatii Milii. Bine, dacă vrei povești, povești îți dau cu plăcere, apropo. Uitați aici ce am făcut de ziua asta de naștere, care, apropo, a fost cea mai tare zi de naștere de până acum. Iar cea de anul trecut, cea mai rea din câte știu. Fac povesti și cu aia. Așadar, ascultați aici. Știți vorba aia? Cu ziua bună se cunoaște de dimineață? Ei bine, la mine s-a aplicat. Mai întâi că cu o zi în urmă, sora mea mi-a zis că va putea fi acasă de ziua mea. Și în dimineața zilei mele, ea mă agită de zici că am bani în mine, să mă trezesc, că era deja ora 9:50, iar eu m-am născut la ora 9:30, deci deja trecuseră 20 de minute. Și când în sfârșit m-am trezit, îmi zice: la mulți ani, Reșică! Tot atunci și părinții, când mă văd, și vreo 3-4 alți youtuberi, inclusiv Killer Bananas, îmi zic la mulți ani. Apoi nimic special, îmi fac o cafeluță, o beau, după asta suflu în lumânări. Cifra 1 aveam de atunci când am împlinit 11 ani, iar cealaltă cifră, care nu zic care e, era nou-nouță. Și mi-am dorit... Ce? Păi chiar credeți că vă spun ce mi-am dorit? Dubioșilor. Mai departe, eu și cu sora mea ne facem planuri. Vreau să ne ducem la filmul Bumblebee. Am venit pe site-ul cinemaului și am văzut ce locuri erau libere. Din păcate, am luat niște locuri puțin cam în spate și a trebuit să ne uităm în jos la film. În drum, sora mea mi-a zis că vor veni mai mulți prieteni și ghiciți. Aproape tot rândul era plin numai cu noi. Acolo mai era unul de vârsta mea, dar el mai văzuse filmul și părea cam plictisit, adică, na, și eu aș fi plictisit dacă aș vedea același film de două ori. Și să știți că înainte de film mi-am luat un pahar din ăla cu figurină, super șmecher de la cinema. Amintesc că în timpul filmului, în șoaptă, evident, fac mai multe glume. De exemplu, în film, Charlie îl repară pe Bumblebee, apoi se plimbă cu el și o arată din față și eu zic: bine, înțeleg că l-a reparat pe Bumblebee, dar chiar nu putea să-i șteargă geamul? Și după asta tot rândul ăla de prieteni începe să râdă. Dar gata cu spoilerele. Și acum vine cea mai tare parte. Când se termină filmul, ne îndreptăm spre mașină. Ne plimbăm așa pe asfalt, zăresc o bancnotă și pe ea se vedea cifra 5. După aia mai bate puțin vântul și apare și un 0. Da, exact, am găsit 50 de lei pe jos, fix de ziua mea. Care erau șansele? Adică am găsit 50 de lei pe jos, ceea ce e o sumă mare pentru banii găsiți pe jos, și fix de ziua mea de naștere. Nu-mi vine să cred. După asta urc în mașină și eu, om corect, întreb dacă cineva are vreun minus de 50 de lei. Și spre norocul meu, toată lumea zice: nu. Mersi, Miezo, nu te-am uitat. La sfârșitul zilei, mai spre seară, așa, le povestesc părinților ce am făcut. Și 10 zile după ziua mea, mai exact pe 13 ianuarie, fac primul meu live. Ziua mea e pe 3 ianuarie, apropo. Dacă vă întrebați, să știți că încă nu am cheltuit acei 50 de lei. Și de aceea întrebarea clipului este: ce să fac cu cei 50 de lei găsiți pe jos? Pa!